Cum să pornești un business ca și angajat? Cafea și ne apucăm de treabă. Acesta este planul pentru foarte mulți, nu? Ești angajat undeva și vrei să muncești atât timp cât reușești sau în timp ce muncești, vrei să-ți dezvolți o afacere și zici că voi fi angajat doar cât este necesar pentru că după asta voi porni propria afacere. Hai să discutăm un pic despre asta. În primul rând, ce trebuie să faci? Trebuie să te gândești cum ți-ai putea monetiza pasiunea. Dacă tot vrei să începi o afacere, cel mai bine ar fi să începi o afacere într-un domeniu de care ești atras. Pentru că ce sens are să pleci de la un job care nu-ți place la o afacere care nu-ți place și care, sincer, va fi mult mai stresantă decât acel job. Deci tocmai de asta trebuie să găsești o metodă de a-ți monetiza pasiunea. Și dacă vrei să spune, Angel, eu nu sunt pasionat de ceva, adică nu mă apuc de colecționa chestii să pun pe perete. Nu trebuie să fii la acel nivel de pasiune, dar trebuie să fii interesat de domeniu și trebuie să-ți placă. De asemenea, dacă pasiunea ta poate fi dezvoltată în interiorul unei companii, adică să devii intraprenor, vom face un video separat despre asta, pentru că cred că există o categorie de oameni care nu au fost, să zicem, erau între de fiecare dată și nu-și găseau locul nici așa, nici ca și angajat, dar nici ca și șef, ca și antreprenor, dar pot fi intraprenori. Și vom discuta separat despre asta. Bun, și trebuie să te gândești. Bun, pasiunea mea este, nu știu, make-up, unghii, nu știu, îmbrăcăminte, auto, orice ar fi, indiferent de situație, sport poate fi. Trebuie să te gândești ce arii sunt monetizabile în acea pasiune și să-ți faci un plan invers. Tot timpul este ideea asta de a-ți face un plan de la mic la mare. Ideea mea este tot timpul să-ți faci un plan de la mare la mic, adică gândește-te la efectiv, dacă ar fi să visezi, să stai uite așa pe scaun de spate și să spui, băi, mi-aș dori să am un lanț de restaurante, mi-aș dori să am un lanț de hoteluri, să am un lanț de săli, să am cea mai mare sală din România. Bun, și acum, acesta este visul, este planul cel mare. Acum trebuie să facem pașii înapoi pentru realitatea momentului actual. Adică, bun, pentru a ajunge acolo, ce putem face pe drum pentru a ajunge acolo? Și este un plan greu, pentru că necesită mult timp de gândire. Spui, păi, bun, dar eu sunt angajat, nici măcar nu știu cum să încep și acum mă pui să mă gândesc de la cel mai mare salon sau cea mai mare sală invers la ce activitate să încep. În acest fel vei avea o viziune. Adică poate fi, de exemplu, de la, să zicem, un service foarte mare în orașul tău pe care vrei să-l deschizi, care să facă de toate, să vopsească anvelope și așa mai departe. Adică poate fi ceva de genul, de la un service foarte mare pe care tu vrei să-l deschizi, să zicem că ești pasionat de auto, care să facă detailing, vopsitorie, trichigerie, mecanică și așa mai departe, la un simplu tutorial pe YouTube de cum să schimbi filtrul de ulei sau cum să îți faci un pic de detailing la mașină de unul singur. Și asta poate fi un prim pas în care, să zicem, îți dezvolți o comunitate ușor-ușor, reușești să monetizezi într-un fel sau altul printr-o afiliere, să zicem că, uite, faci un video despre detailing și prinde în România, să zicem, faci câteva videouri de cum să-ți întreții interiorul mașinii. Și apoi poate te contactează o firmă sau te contactezi tu pe ei, spune, uite, noi avem produse pentru interior. Dacă vrei, îți dăm un link și un cod de reducere și așa mai departe și promovezi acele produse. După care poți să zici, băi, bun, aș putea face și eu ceva de genul. Aș putea face, să zicem, un mic atelier de detailing unde deja poate am posibil clienți care au văzut video și sunt interesați. Și bun, vreau să fac eu detailing la mașini, după care mai angajez pe cineva, unde facem împreună. După care, în loc de detailing, mai facem și, nu știu, vulcanizare sau mai facem ceva. Și tot așa, și ușor, ușor trebuie să-ți faci un plan orientativ, bineînțeles, pentru că lucrurile se schimbă, dar orientativ către visul tău cel mare. Și apoi trebuie să-ți faci un program. Am citit o carte recent care mi s-a părut foarte interesantă și se numea The One Thing. Adică tot timpul trebuie să te gândești care este cea mai bună chestie, cea mai importantă chestie pe care o poți face în momentul de față pentru a da înainte. Pentru că tot timpul sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face. Și de asta trebuie cumva să-ți organizezi gândurile și să spui, bun, să zicem că ești la început, hai să mergem cu ideea asta cu serviciul, dacă tot am pornit în direcția asta. Spune că ești la început și vrei să îți deschizi ceva, poate vrei să faci un blog prima dată, poate vrei să faci un canal de YouTube, poate pur și simplu, nu știu, vrei să-ți deschizi din prima un mic shop. Și trebuie să te gândești, bun, de ce am nevoie în punctul acesta, care este cel mai important lucru pe care aș putea să-l fac încât să progresez mai repede? Și după ce găsești acel lucru, trebuie să te întrebi foarte bine, din ce în ce mai mărunt, ce ai putea face mâine, ce ai putea face săptămâna asta, ce ai putea face luna asta. Și în funcție de asta să-ți faci un plan și apoi să dedici timp acelui plan. Pentru că dacă te duci la job, te întorci înapoi, spui, astăzi sunt obosit, nu mai fac nimic.
mâine sunt obosit, poi mâine mă sună bunica să mergem în mall și așa mai departe. Tot timpul vei găsi scuze. Trebuie să-ți faci un plan, să te gândești la această activitate ca la un job. Să spui, bun, cât pot eu să dedic 2 ore, 3 ore? 3 ore în fiecare zi, ți-ai pus telefonul pe silențios, ai închis ușa, 3 ore stai pe activitatea respectivă și te gândești ce aș putea face acum pentru a îmbunătăți. Chiar dacă acea activitate poate fi documentare. Uite, acum stau 3 ore și mă documentez la ce costuri ar fi pentru a deschide un atelier de detailing. Și stai să cauți 3 ore pentru asta. Și în fiecare zi îți faci un plan de genul acesta. Și pe măsură ce lucrurile avansează, va trebui să faci la un moment dat pas. Și pentru foarte multe persoane, trecerea va fi cel mai greu lucru. Foarte mulți reușesc să-și facă o activitate, am văzut asta la mulți apropiați de ai mei, multe cunoștințe și așa mai departe. Reușesc să-și facă un side hustle, așa, o activitate pe lângă, dar nu au curajul de a o transforma în full time. Să zicem că este o oportunitate care, băi, poate să-ți aducă foarte mulți bani dacă... Și poate merge foarte bine dacă reușești să o faci full time, pentru că acum faci așa o oră, da, o oră, nu, 2 ore, 3 ore, când ai timp, pentru că ai 8 ore de lucru în fiecare zi. Dar dacă din acele 2-3 ore s-ar transforma în 10 ore sau în 12 ore în care ai lucrat strict pentru chestia aia. Dar este nevoie de curaj, pentru că mentalitatea de angajat este să ai o securitate, să ai o siguranță că vin niște bani luna viitoare. Chiar dacă tu vezi că a început să meargă și parcă merge ceva, dar te gândești, dar dacă nu va merge luna viitoare, eu cu ce îmi voi plăti lucrurile, cheltuielile și așa mai departe? Ce, de unde voi avea bani de mâncare luna viitoare? Și într-adevăr este o întrebare la care nu răspunzi foarte ușor, dar îți aduni tot curajul pe care l-ai și reușești să faci acest pas, cu siguranță nu vei regreta. Și deci de la început trebuie să știi că acest lucru se va întâmpla. La un moment dat îți va merge binișor. Cel mai probabil nu va merge extraordinar. Va merge ok spre binișor. Și trebuie să faci acel pas încât să fii, băi, poate vor fi câteva luni grele, dar trebuie să fac acest pas dacă vreau să fiu liber și cum ar veni să lucrez pentru mine. Și cam acesta a fost video, prieteni. Sper că v-a ajutat, bineînțeles, nici n-am terminat cafeaua și ne vom vedea la video următor. Pa!